Slăviți să fie Domnul! Amin! Trebuie să-mi zic povedenie lui fratele German. În timp ce vorbea, am văzut un foc și din foc ieșea o săgeață. Un înger s-a plecat la o coadă de râmpie și a scris așa: să bei multă apă. Eu nu știu pentru ce trebuie să bei atâta apă, dar dacă Domnul a spus asta, să faci asta. Pentru că sunt convins că se va face bine trupului. Pentru că focul la lumea pe care l-am văzut și era culoare, nuanță, găbuie, ai boală. Dar dacă Domnul spune și rețeta, s-o aplici. Se bei multă apă, dar vedeți că apa are conotații de mai multe feluri. Și Evanghelia este un izvor, merge pe alte linie, dar poate fi chiar apa asta să fie un remediu pentru ceva care este în trup. Cine cunoaște mai bine ca el? Aș vrea să vorbesc puțin de autoritate, de corupție și de ispită, dar le iau toate trei la pachet. Știți ce mă rog pentru Augsburgul ăsta? Să îmbrace Domnul oameni cu autoritate. Amin! Să vină aici vase de lucru, dar nu neapărat să vină, să ridice Domnul vase de lucru. Amin! Din bisericile acestea și nu numai, și de la de unde au venit frații, acolo, în dreptul fiecărui corp de întâlnire, unde s-au adunat pocăiții, să ridice oameni cu autoritate. Amin! Plin? Nu de fire? Plin de Duhul Sfânt? Amin! Păi dacă ești plin de Duhul Sfânt, nu mai cap pe firea asta în tine. Amin! Hai să ne umplem astăzi cu El. Amin! Amin? Amin! Eram în Belgia. N-o să zic orașul. Un frate zice: puiu, mi-a pus Domnul pe inimă să dau o masă de dragoste pentru tine și pentru băieții cu care ești. Zice: Domnul mi-a pus pe inimă lucrul ăsta să fac. Te rog frumos să primești chestia. Zic eu cu iudeu, mă fac iudeu, cu grec, cu grec. Mă adaptez repede, zic, la orice situație. Bine, hai să merem. Unde vrei să faci asta? Zice: pe la biserică deja totul e pregătit. Deși era slujbă seara aceea. Când m-am dus în fața bisericii, grătare, mici. Zici că era la 23 august. Păi zic, dar voi nu vă rugați înainte și după aia mâncăm? Zice, noi ne rugăm mai bine cu buțică pline. N-am mai auzit de asta până atunci. M-am ispitit foarte tare, dar în fine, adică asta e. Înăuntru, în loc să fie biserica pregătită pentru slujbă, erau puse mese, farfurii. Fratele ăsta a sponsorizat toată lucrarea asta. Vine la mine afară și îmi spune: auzi, puiu, hai să te rugi pentru bucate. Dar cer la Domnul un cuvânt că eu trebuie să fiu diacon în biserica asta. Iată. Adică... Și am zis așa: te rog frumos, Doamne, dă-mi un cuvânt. Dar nu fă după mânia care o am în inima mea. Fă cum vrei tu. Dă-mi un cuvânt, dar să vină de la tine. Că dacă vine de la tine, e însoțit de putere. Și o știi toți că de la tine. Când mi l-a dat Domnul, eu nu cred că ați fi preferat vreunul să fiți acolo. Nimeni. Dar nici el. Când s-a terminat prorocia, nu vă spun că deja mai mustrătoare lucrarea, strigau frații la masă: așa-i, Doamne, vorbește-i. Au rămas frații de mâncat, dar eu nu mai mâncat. S-a dus cu tot cu lucrare și cu diaconia lui. Chiar m-a chemat a doua zi: frate, dacă Domnul nu vrea, vreau să spun ceva, nu vrea acum, dar el tot vrea. Mai încerca eu ceva și spunea: mă duc în România, mă așteaptă nu știu cine. Și zic: ascultă. Zic, m-a săturat de oameni corupți. România este o țară coruptă, noi și cu Bulgarii nu batem pe nimeni, noi suntem pe primul loc. N-are cine să ne bată pe noi. Ce este cel mai trist? Că corupția a intrat în biserică. Oameni din nimic, care l-au vândut pe Nabot, sunt și astăzi. Să muște Domnul orice putere demonică. Domnul ne vrea sfinți? Pentru ce? Păi ne vindem pentru nimic? Pentru ce? Ați 6 la număr. Iertați-mă, acum nu bat la nimeni aluzie, nu dau niciun nume. După câteva seri de rugăciune, tot prin Belgia, ne-am adunat în un corp. Și eram cu Valii și zice unul din ei: frate, pui, unde duci? Păi, am la Paris, în drum, am acolo, către Germania, jos. Zice: auzi, lasă programările tale. Uite, suntem 6, mâine noapte de vechi la mine, mâine la mine, mâine la mine.
6 nopți, 1000 de euro pentru fiecare noapte. N-am auzit o ofertă. M-au dus pe bani, zic, de unde crezi că vine oferta? Bani zice, de la Satana. Zic, ești gata să suferi pentru Evanghelie? Și eu zice, da. Dar ce vrei să faci cu locul? Zic, bă, ești gata? Zic, categoric. Zic, nu, ascultă-mă. Și m-am întors pe frate. Zic, am ceva pentru voi, dar să nu vă supărați. Și unul dintre ei zice, frate Puiu, cine se supără, nu-i din Domnul. Zic, amin, tu ai spus-o. Ca să nu zic că am zis-o eu. Și zic, eu vă zic, pentru că sunt 6, trebuie să vă zic la plural. Pentru tot 6. În Biblie scrie pentru un singur, dar voi sunt 6, trebuie să vă dau la altă. Uite ce scrie în Biblie. Banii voștri să piară împreună cu voi. Dacă credeți că darul Dumnezeu cumpărați cu bani. Păi s-o ligat unul, a zis pe iau din prima. Am luat-o eu, din a doua, să zic așa. În fine, nu vă spun ce s-o tumbrat toți, eu m-am tot m-am și lovit de ușă cu umăr, am intrat în cameră, zice, Vali, porocule, te-ai stricat de tot la cap. Păi ne bate și-a de nerul aici, dacă se supără, o dă-mi scutit de mare ala. Păi zic, nu l-am usut. Dacă vedeam, poate nu ziceam. Unul mai bătrân dintre ei, l-a potolit pe ăsta și a zis, ascultați un pic. Ăia-i noștri, de pe la Timișoara, de la Oradea, de la Arad, o mai dat el ceva localități pe acolo, județe, zice, ăia, vin cu 300, 2-300, ăștia nu vin cu 1000. Băi, și-ați luat Domnul Sfântului. Ia să-i lăsați în pace. Și am scăpat. Și Dumnezeu ne-a făcut o mare trecere. Slavă Domnului! Mare trecere. Pentru că, auzi, o câte ar da oamenii, cât dă el. Aici poate fi greu, dar pensa e mare, sus, acolo, pensa. Pentru că vei avea o mare răstradă dacă te ții curat. Acum să nu credeți că doar pe la, nu știu ce, seminții se întâmplă lucrul ăsta. Vă zic ăla de la noi. America. Un lider, un cap. Nu așa oricare. După 400 de rugăciune, ne ia și pe mine și pe Vali și ne trage de un colț, zice, au fost niște serbi deosebite. Zice, mulțumim frumos. Frate Puiu, frate Vali, mi-a pus Domnul pe inimă să fac o colectă de nevoi. Iau să mă începuți asta. Zice, dar te rog frumos, uite, am o baie în biserică. Și arată lui Vali un proroc care l-avea în biserică. Îl vezi pe ăla. Ăla prorocește numai de rău. Ia, ca să prorocească de bine, ca să fii prorocul lui, da? Aha, se suiză pe scaun. Ăsta avea porunci de casă. Și zice, cereți la Domnul să vă dea un cuvânt pentru el. Ca să se putolească odată. Când am auzit, zic, frate, știi de ce Domnul mie nu dă vederea? Și el zice, nu. Pentru că dacă mi-o dădea, te pocneam de nu te vedea. Știu că n-am disciplină, că eram de când nu te ceau pe biserică și n-am la disciplina. Două slujbe. Păi nu ți-e rușine. Păi ce vrei să-i procesezi la ăla cum vrei tu? Și n-am putut lucra în seara aceea absolut deloc. Frații cu care eram în grupul acela, se uitau la noi, făceau semne disperate ce se întâmplă, Vali piatră, eu la fel, am ieșit afară, am ratat colecta. Am ratat colecta. Dar cred că n-am ratat cel. Slavă Domnului! Eu vă zic tuturor care sunteți în adunare. Nu vă vin de stalandru. Sunteți cântăreți, păstrați-vă pentru Hristos curați. Sunteți evangheliști, păstrați-vă pentru Cuvântul Domnului curați. Sunteți proroci, nu vă uitați la fața omului. Nu vă uitați. Am pățit eu în Constanța, m-am dus la Năvodar, au venit niște proroci din București, poate nu trebuie să zic asta, dar auziseră mulți de un orb care nu vedea, eu încă nu eram cu Vali în lucrare, și Domnul mi-a dat un cuvânt pentru adunarea aceea, dar între proroci ăștia de acolo era o soră care urca puțin gelozia în ea. Și îmi zice, ea nu știa cine e ăla orbul, că dacă te uiți la ochii mei nu poți să spui asta. Ea nu știa cine e orbul din Hunedoara. În fine, ea când ăsta zice lucrări pe acolo, eu am zis niște vedere și ea zice către mine, frate, și m-am dus pe ea. Aduna, da. Și zic, la mine? Eu nu știu că i-am dat mâna spre mine. Da, mi-a arătat Domnul că te cam uiți la unii, la case, la mașini, la nu știu ce, acolo. Și zic, așa. Și unde? Și cum mă uitam? Cu ochii, frate, cu ochii, ai grijă. A, nu, așa este.
fratele Leontin de acolo, sau Leontiu, nu știu cum cheamă, zice, au două cântări și fratele primul să zică mărturia. Și când m-au văzut, sora, că mă duce un bărbat în față, bărbatul se uita la ea. S-a roșit toată la față, a început să curgă lacrimi, s-a ridicat și a plecat. De fapt, ce făcuse ea? Exact ce mi-a spus ea mie, făcuse ea. S-a uitat la fața omului. Știi ce a văzut ea? Doar ochii, care păreau sănătoși. Și s-a înșelat amarnic. Vedeți? Eu, un singur lucru în celălalt Domnul să mă ferească de ispite, și este foarte greu și în misiune tot timpul dai de oameni de ăștia coroți, fug de oameni de ăștia vicleni care umblă cu... Și bine, am pățit o grămadă de chestii de ăștia financiare, tot felul de linii, dar până acum n-am rămas în picioare că am fost mai vreas. Ci pentru că El a rămas cu mine. M-a ținut cu asta. Am trecut prin necazuri, prin accidente grozave, mi-am pierdut vederea, am avut cancer și de fiecare dată El m-a ținut în picioare. Eu personal știu ce este inima mea. Dumneavoastră știți ce aveți în inima dumneavoastră pentru ce am venit astăzi aici. Poți fi îmbrăcat cu autoritate numai dacă ești curat. Amin. Nu o să te asculte Duhul dacă tu n-ai în tine pe Duhul lui Dumnezeu, adică curățirea la un nivel înalt. Păi vine ăla, vine ușeva, au zis că scoși ei Duhul și l-au bătut pe ăla de nu l-au văzut. Tot în Belgia am pățit chestia asta, m-au sunat niște frate, spui eu, veneam din părțile Italiei și zice, e un frate acolo, un vas de lucru, nu-l aduci. Ăla, mă, cu noi pe ăsta, s-o trezit noaptea pe la patru, se ruga cu voce tare, s-o trezit toată casa, de ce ne prihănit de ăsta? Și arat că el acum, într-o pocăiță de aia, de nervusul de alea, bine, eram eu pe la început, am ajuns în Belgia, în adunare, unde Domnul ne dea cuvânt la o persoană, el ne dea cu a doua lucrare la aceeași persoană, total invers de cum erau date lucrări. Total invers. 4, 5, nu zic ce asta. Ce duc spurcat e asta de strică toată seara asta? Era o vale lângă mine, un frate Tavi Bârc. În momentul acela mi-am adus aminte că sângele lui Hristos are mare putere. Și am strigat în numele lui Iisus Hristos, duc spurcat de niciună, oprește-te! Dar am strigat cât am putut de tare, cu toate că erau zavă, strigat, am auzit toți frații în jurul meu. Și în momentul ăsta care provocea, au făcut s-o înnecat și au rămas fără voce. La clipeană. S-au speriat și Tavi și Bârc și așa ca Vali. Ce? Nu pot să cred. Tu vezi că nu are voce. Eu m-am speriat foarte tare, mai tare decât ei. Păi să nu zic că nu are voce. Nu are voce, e fără că... Nu am mai putut lucra deloc. La sfârșit o vedeți și zice, pui nu știu ce mi s-a întâmplat. Te rog, roagă-te pentru mine. Dar abia vorbea. Mi-am așezat mâna pe gâtul lui și nu știam ce să fac și zice, roagă-te. Că te-a rugat omul, da? Eu nu știam să-mi pălesc sau să mă rog pentru ea. Dar m-a rugat ca pentru copiii mei, să știți. Am zis, Doamne, ai milă de mine, dar poate s-a întâmplat, nu știu ce-o fi fost cu el. Te rog, atinge-l. În secunda următoare și-o căpătea vocea. Trei adunări la rând. S-a întâmplat același lucru. El punea, eu porunceam. Iar rămânea pe voce. Iar la sfârșit mă rugam. La ultima adunare, care s-a întâmplat după a treia, zice, eu oare ce se întâmplă? Mă întreba eu pe mine. Și Vali nu mai putut. Bă, nu chiar nu realizez. Păi zice, până omul ăsta o poruncit să-ți închidă Domnul gura. Și s-a închis-o. Dar și tot el s-a rugat să-ți deschidă Domnul gura. Păi și zice el, păi oare să n-am mâncare de la Domnul? Păi sigur n-ai. Pocăiește-te și oprește-te că faci praf în mine. Credeți că a făcut-o? Credeți că a făcut-o? Nu a făcut-o. De fapt, v-a sunat o sună tot de acolo din zonă, spunea frate Puiu, a murit tata și a uitat să ne spună unde-s galbenii. Ce galbeni? Zice, am avut o grămadă de bani, eu ascuns nu știu pe unde, a murit instantaneu și nu mi-a mai zis unde l-a ascuns. Și ăsta a venit un proroc să meargă la mormânt să vorbească cu Duhul. Păi era Domnul lucrarea asta. Și am zis, tu, era să fii numele. Zic, tu nu înțelegi? Voi n-aveți voie să faceți asta, e o dramă. Păi nu, voi nu citiți Biblia? Ce proroc să meargă să vorbească cu morții? Nu mai zis unii pe internet că eu vorbesc cu morții adevărat. Am câțiva morți în familie, chem de mai mulți ani la pocăință și nu o să pocăiască. Da.
Coșa, sunt sigur că vorbesc, dar sper că într-o zi Hristos îi va cerceta și pe și am zis, zic, nu vă jucați cu lucrurile astea, nu faceți lucrul ăsta, până la urmă s-o potorit ăsta. Și îmi spunea că în fiecare noapte, în casa unde locuiau, ea și soțul erau loviți de niște duhuri. Îi lovea, îi făcea pe trup, îi negrea și zice, pur și simplu rămâneau vânătăi. Și simțeam noaptea o greutate pe trup și dimineața mai aveau câte o vânătaie. Și m-am rugat, am văzut zona aia unde se făcut casele, multe oase, am văzut un câmp de luptă de pe vremea, nu știu ce vreme, când au fost omorâți mulți oameni, și jos acolo un duh puternic care lucra în temelia casei. Și am zis, tu, zic, uite care e problema, duhul ăla, cum vine, iasă de acolo, rugați-vă să trimită, eu oricum aveam drum spre zonă, zic, o să vin și o să mă rog pentru lucrarea asta. Dar ăla era pe acolo, prorocul ăsta. Și ăla când a auzit ce trebuie să facă decât o rugăciune cu autoritate, s-o găsit el viteazul, să ia familia, să meargă toți în beciul casei. O făcut din piatră, avea zidirea casei 1800 și nu știu ce ani. Și s-au dus și au început să poruncească. Ăștia au cu lanterne în mâini, lumini, și știți ce s-a întâmplat? S-au stins becul care era acolo în beci, s-au stins toate lanternele și din întuneric o voce o striga la proroc. Cine ești? Păi ăștia care luau din casă nu mai nimereau scările. Când de repede fugeau pe scări, speriați de groază, și ăsta striga, în numele lui Iisus îți poruncesc să taci. În momentul ăla i s-a luat vocea, Duhul a început să-i vorbească și toți care erau frații ei au auzit vocea la Duhul ăla. Și au zis așa, nu știu cine ești, de tine nu mi-e frică, căci în tine sunt. Și au început să zică unele lucruri grave de tot, grave de tot. Zice, de tine nu mi-e frică, dar mi-e frică de puiul orbu. Care e pe drum? Când am auzit că prezint frații ăștia, mi s-a ridicat părul în cap, zic, extraordinar. Mă știe Dumnezeu, dar te știe și Satana. Aleluia! Deci te știe Satana. Și el zicea, păi, Duhul mi-a spus că te cunosc. Păi cum să nu te cunoască? Dacă lucrezi pentru el. Că eu am lucrat pentru Satana. Mulți ani, 37 de ani. Dar mi-a schimbat cartea de muncă. Și a zis că nu vreau să lucrez pentru el. Și mă cunosc domnul carte nouă. Am fost foarte fericit în ziua aceea când am auzit, păi mă cunoaște, Satana zic, mustră Domnul să-l mustre de Duh, îmi era un pic frică și mie că nu sunt atât de curajos cum fac. Nu sunt, chiar deloc. Dar am crezut în cel ce mergea înaintea mea. Totdeauna de când fac slujba asta, i-am spus, numele meu este zero, numele Lui este cel ce trebuie înălțat. De fiecare dată, în orice adunare, înălțați doar numele Lui. Că m-am săturat de vedere de ăștia care lucrează toți și nu se întâmplă nimic. Vedeți? Toți cântă și frumos. Ăștia băieți așa chiar de fain. Da, eu n-am făcut, am făcut o rugăciune de, nu știu dacă m-am rugat 30 secunde, că abia așteptam să fug din beciul ăla. Curajul să depun, da? M-am rugat, dar Duhul ăla nu mai vine niciodată. Niciodată. Pentru că Hristos a închis ușa. Știți ce zonul dau cu fratele la noaptea? S-a umplut de bube din cap în picioare. Știți ce bube? Uite așa de mare. Gâmbe pe tot trup, pe tot trupul. Și zicea să mă rog pentru el. Deci iar te-o scos Satana înainte, să mă rog pentru tine. Tot. Dar m-am rugat pentru el. Domnul a avut milă de sufletul ăla. Acum, n-am auzit de el de câțiva ani. Acum, că spuneam de vedete. Mai zic și pe asta și după aia, trec la ceva mai zidbitor. Amin. Amin. Un frate m-a chemat în Irlanda. Cu Vali, coborând din avion, și noi, și doi cântăreți. Mari vedete. Să nu mă întrebați că nu vi zic cum mi-i cam. Nu vi zic. Mergem la hotel, toți împreună, pe drum, unul din ăștia, din cântăreții ăștia, a zis că nu mai pocăit ca el. Frate, la noi, la noi, la noi, adică la el la biserică. Nu-i așa, nu-i așa. Și am zis, pui pe tine, ești pocăit aia. La cât te spui, pe aici. Și Vali zice, băi, dar ce pocăit e băiatul ăsta. Părea că e pocăit. Ieșim din hotel să mergem la adunare. Rețineți, în seara aceea se vedea cina Domnului în adunare. Plin. Au venit și proroșii ăștia, vedete, au venit și cântăreți, vedete, da? El e singurul care trebuie cinstit, Hristosul în toată lumea. Amin? Amin. Eu ajung la 7, vă sper, am ieșit și noi și cântăreți în două mașini, au dus frații la adunare. Am ajuns, era și fratele Cornel Urs acolo, cu noi la adunare. Mai vineau cântăreți. Păi, și-au suficit pentru cei cu mașina, 7:30, nu vin cântăreți. 8, nu vin cântăreții. 8:30, nu vin cântăreții. Ora 9, o ajung cântăreții.
două ore să aștept după două persoane. Nu vă spun că eu stau foarte prost cu răbdarea, la roadă am de lucrat 100%, dar cred că avem toți de lucrat. Amin? Amin. La răbdare, un nevăzător se spui să aibă răbdare, e foarte greu cu el, să știți. Vă spun din experiențele mele proprii. În fine, să stau două ore să aștept după ăștia, vă spun, eram într-o stare, ardea în mine, zic, mă, ce s-a întâmplat? Și, în sfârșit, dau de fiul păstorului, că ăsta-i dus să ia la... Unde au dus? La restaurant. Că le-au fost foame. Eu când am auzit cum a venit la restaurant și mi-a spus în biserică și așteptă pe ăștia. Ce bucurie era pe mine. Ce ziceți? Când au venit, unul din ei ridica mâinile așa, va îi spunea, uite cum intră ăsta. Toți frații, aleluia! De ce tare s-au făcut în biserică. O venit, vedeți, da? M-a ridicat la învol și am întrebat cine era aici în dreapta mea. Zic, ce e aici? Toți, cina Domnului. Cina Domnului. Pe noi ce cinstim astăzi? Pe noi darul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. Cinstim mai mult pântecul și m-am întors pe ăștia doi. V-am zis, bă, eu până acum am crezut că scăpăm. Dar acum am fost 100% că luăm bătaie. Nu vă spun ce am făcut cu ei. Ăștia cu capul jos, uitat de unde sunt, foarte iartă-ne. Păi zic, măi, am crezut că sunt neprihăniți după ce m-ați predicat o oră în mașină. Mi-ați predicat de cine sunteți voi, ce se face la voi și mi-ați dovedit total invers. Că sunteți niște oameni de nimic, caractere zero, vedete de ăștia care pastor se poate că ați venit la noi. Unde e Hristos în voi? Nădejdea slabe. Este Hristos în noi în seara aceasta. Vreți ca să se facă o scăldătoare în seara aceasta? Nu cea. Dacă ai o inimă pentru Hristos, dovedește întâi lui Dumnezeu, dovedește ție și apoi dovedește la cei din jurul tău. Că ești omul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Îmi pare rău că am mers pe linia asta, nu știu ce mi-a venit, dar eu am câteodată niște scripiri de așa, eu cred că de la Duhul Sfânt. Și de ce? Că vreau să găsesc când Augsburg când mă voi întoarce, sau la Vöringen, sau la Memmingen, sau de unde au venit Marian, sau nu știu care mai e pe aici, să găsesc oameni plini de dragoste pentru Hristos, plini de Duhul Sfânt, care să iubească, să învețe pe alții, să facă lucrarea cu frică de Dumnezeu. Amin. Să nu mai fie teamă că băluțul ăla îl iei și mâștu cu nu știu cine, că am pățit cu unul de, o zis, facem o colectă pentru puiul și l-am văzut cum s-a ascuns după perdea și o tăia din pâine un colț, mi-o dat mie și trebuie să vede o bucată în buzunarul lui. Și m-am dus la el și o zis, Domnul, spune-i că mâine îl judec, mâine, casa lui va fi judecată și pe amândoi o las salvarea dimineață, pe el și soția lui. Pe nu ne jucăm cu el, el e aici în adunare, e sfânt. Sfântele! Nu-le-a murdar! Doar sângele lui te poate curăța. Eu nu te pot vindeca, dar seara asta dacă crezi în el, ierte vin. Toate minunile care le știți de pe internetul ăsta spurcat că mi-e urât de el, eu n-am putut face nici măcar un fir de pe asta. Faptul că el m-a ascultat, îi dau glorie. Îi dau glorie că le face și merge înaintea mea în toți aneștia. Dacă n-am fi mers, că noi n-am astăzi aici. Noi cu luce, dragul de buș, șofatul bine, am germană asta care te stresează maxim. Noi n-am fi fost aici. Dacă nu era Îngerul Domnului înaintea mașinii. Amin? Amin. Amin. Spuneam de Africa. Acum poate să pună video sau le pus? Simon, să pui video cu Africa, care l-am dat la telefon la... N-am apucat încă în misiunea asta de o săptămână, mâine plecăm acasă, cred că să vadă nimeni. Am fost câteva zile în Africa, fratele ăsta Ovidiu, poate, este din Oradea, el m-a sunat și mi-a zis că m-a sunat prima oară, m-am întâlnit cu omul ăsta, acum câteva luni, înainte de a pleca în America, de fapt în octombrie m-a sunat anul trecut, și mi-a zis așa, auziți cum a început omul ăsta? Puiu, pe tine Domnul te trimite doar în America și în Europa? Zic, mi-ai plasat de bine de tot. Zic, Domnul, mi-e să vină în Africa. Te rog frumos. Roagă-te să vezi, avem mare nevoie aici în bază, să vii și la noi. Zic, ai ținut cont de faptul că eu sunt orb? Zic, te apără Dumnezeu, zice el. Zic, măi, eu știu că aveți ceva animale pe aici, auzisem de la alții. Zice, n-avem multe. Și a început să vină și ele. Viperă, cobră, black mamba. Black Mamba, ăsta e un șarpe negru, care când te mușcă, ești tai-tai. Ca la ei se ridică cu cap, 2 metri. Și fuge mai repede ca omul, în coadă.
Deci foarte agresiv șarpele ăla, trei specii, vipera dacă te mușcă, trebuie să stai piciorul sau mâna, dacă te mușcă de pântec sau de față, e la revedere, stai și acolo. Și cobra. Cobra, o știți, aia care se face capul ăla. Lei, hipopotam, elefant african. Deci, păianjen cât palma. O specie galbenă care au zis că te simți foarte bine când te mușcă. Scorpion negri, albi. Deci, nu vă spun ce, un fluture care făcea pipi pe tine. Ia uite. Ăla când mergea drumul la un lichid, spunea sora Neri, soția Ovidiu, îți arde pielea, îți face asură de gradul 2-3. Fluture. Și ăla, nu vă spun cât de mic era. Deci toate, așa, voluminoase. Țânțar cât palma, nu vă spun ce animale sunt acolo. De numai mașcă, mi-au zis și alții, nu mi-au zis el toate. O zis, puiul, de tine ne îngrijim să dormi în pensiune, unde mergi pe sate, pensiunea, știi ce era pensiunea? O podea. O, pensiune. Băi, nu este pensiune pe sate, acolo unde bușmen. Bușmen sunt oamenii tufișilor, populabil, dacă s-o dat video ăla, și copiilor sunt micuți. Românii ăștia se îngrijesc de 280 de copii. 3 mese pe zi. Nu spun ce lucrare fac oamenii ăștia. E o sărăcie acolo. Românii noștri trimit containere cu făină de porumb și îi mâncă mămăligă în fiecare zi. Dacă le dai o felie de pâine, zice cum vine Crăciunul. Ia uite. Ai noștri? Păi eu mă duc acasă, dar vreau să-mi iau ceva de vizită, nu mai încape. Deci o să bag de salamul, de smărină sau alte minuni de aia. Îi plin vizitelul ăla. Și ai mei, dacă salamul e uscat de bun, dacă nu e uscat de bun, mofturi! Pocăiți, mofturoși! Și aia acolo ar mânca lemn. Lemn de la rădăcină. Îl scoți și mâncă. Nu vă spun ce lucrare pot să fac oamenii acolo. M-a rugat și Domnul mi-a arătat lumină că mergea înaintea mea. Eu nu cred că nu vă lumina. Niciodată. Și cel puțin două vase care le cunosc bine din România se roagă pentru lucrare și atunci dacă am confirmare prin cadou, eu plec în lucrare. Și am văzut lumină dus și întors. Adevărat că l-am întors, am venit cu un avion care s-a scuturat vreo 7 ore jumate. Deasupra oceanului, indian. Că fratele cu care eram din Mișoara, Fionel îl cheamă, zice, puiul, lumina era și încolo și încoace. Adică era și încoace. Deci numai eu știu că m-am rugat în avion vreo 6 ore și numai m-am rugat. În viața mea m-am scuturat. În fine, să știți că sunt lucrări mari, Satana se potrivește foarte tare. Dar Dumnezeu da niște grâniță extraordinare. Am auzit mărturii extraordinare, bușmenea care negri de acolo îi consideră turism viu. Iau, turism viu. Ei sunt considerați niște oameni primitivi. O mână de români s-au hotărât să civilizeze oamenii aceia. Nu vă spun, merg pe sate. Tineri, 8, 9, 10 tineri în grupuri mari, pun, stau în colturi în savană. Și leu lângă tine la câțiva metri. Leu. Păi au zis, când rage câte un leu de la ți se ridică pe rugam. Și tinerii ăștia fac focuri, că leu nu s-a apropiat dacă vede foc. Mai vin alte animale, că ei când fac focul, au zis că prin noapte vezi numai ochi, roată. Deci nici nu vrei să știm ce e acolo. Și zic că, într-o noapte am dormit pe podea, dar a doua noapte zic, bă, în camera unde am dormit, era tot tavanul plin de fluturi. A fost pistă de aterizare pentru fluturi noaptea aia. O grămadă de fluturi pe fața mea, zic, eu nu mai dorm acolo, dorm cu voi în cort. În cort, noaptea, în jur de ora 12, s-a frecat ceva de cortul meu. Când am auzit că, așa, pe spatele meu, eram lipit la aproape de cort, băi, cine e ăsta? O fi pe unul? Din băieții ăștia, când doi din oră în oră se schimbau, trebuia să stea tot timpul doi de pasă, ca să dea alarmă, aveau ei ceva, ce, dar nu aveau arme. Acum, eu nu vă spun în ce condiții fac copiii la misiune. Tine, care au renunțat la internet, nu vă spun, au venit acolo drogați tineri, de tot felul. Și Dumnezeu le-a pus scârbă de internet, de toate, Evanghelia, acolo are putere mare. Însoțită cu lucruri grozave, nu vă spun, unul din tineri, Marcus, numele lui, ăsta, hai să mă întorc la cortul ăsta. Că am auzit la capul meu un animal cu... mă mirosea. Tu? Să eu care nu vedeam zic, bă, ce-o fi, am trezit toată dată ăla. Când am strigat odată. Acolo. Lucrurile nu-i bine pentru un or care nu vede, unul care vede altceva. În fine, dar vreau să vă spun de tineri ăștia. Unul din tineri pe nume Marcus, din Austria, o zis că face și un set. Cu elefanții. Păi elefantul african, ăla, n-ai ce să te apropii nici la 10 de metri să stai, că ești foarte agresiv. Ce s-a întâmplat? Masculul, care domina, adică care conducea turma, s-a luat după românul nostru, tânărul ăsta, și l-a ajuns din urmă. Deci turmele de elefanți fac acolo drame, omoară bușmen cu grămada, îi calcă cu tot cu copii. Nenorocesc o grămadă de tabere de alea.
Casele nu poți să le zici case, numai niște table și niște chipici de la făcut pe acolo. Vai și amar de ele case, că nu le poți numi case. Dar tânărul ăsta a fost prins de elefant, l-a luat în trompă și a început să măture cu el. I-a rupt o coastă, l-a jurit peste tot și acum urma să-i dea lovitura fața, adică să-l pune sub picioare, să-l calce în picioare. În momentul ăla, tânărul Marcus și-a adus aminte că Hristos are putere. Aleluia. Și a strigat, Iisus, scapă-mă! Atât l-a strigat, că nu mai a avut vlagă în el. Și în momentul ăla, elefantul s-a oprit cu el în trompă și spunea că s-a uitat direct în ochii lui. Ochii în ochi. L-a pus jos și a plecat. E mare Dumnezeu, frate și soră. Mărturia asta, zice frate Puiu, tânărul străiește și astăzi. A strigat la cel ce putea să-l scape, singur care putea să-l scape. E mare Domnul, frate și soră. Taberele de bușme care se pugăsc acolo, și se întâmplă miracole, acolo nu plouă. Dar ăștia s-au rugat și au început să plouă peste tabără și peste pământul de bușme. Iar roate la un kilometru, nu plouă de ori. Cum explicați asta? Vine ploaia. Eu am învățat agricultură, eu am învățat, nu vă spun ce pot să fac cu oamenii aia. Deci, elefantul când dă de porumb, eu fac pus cultură de porumb, ăla rupe tot, tot, nu scapă un porumb. E, porumbul pocăinților nu este atins. Aleluia! Roată lângă porumb, urme de elefanți și ei nu intră în porumb. Cine nu-i lasă să intre în porumb? Îngerul Domnului. Vă dați seama, eu învățat să cheme îngeri, eu învățat să cheme lucruri importante din Evanghelia. Nu vă spun ce bucurie am venit acolo cu tine din Vicov, de peste tot. Am ajuns la Vicov. Înainte cu două zile să plec, un tânăr din Vicov a adus o mărturie. Am auzit că s-a întâmplat lucrurile, familia s-a obiut de care v-am spus, eu dormit, deci de 10 ani jumate sunt acolo. 3 business-uri au vândut și cu 100.000 de euro au început să civilizeze locurile acelea. Acum este o bază puternică, oameni care ajută la lucrare, mulți implicați, mai ales din Bucovina. Dar rețineți, Ovidiu Patel cu Nelly au dormit 7 ani jumate în cort. Fără garduri, acum sunt garduri, 3 rânduri de garduri. Dar înainte fără cort, fără garduri. Spunea sora Nelly Puiu, m-am zis cu șarpele cu Black Mamba, de 3 ori. Cobre, vipere, nu vă spun ce întâlniri cu animale. Când îmi spuneau experiențele, mi se ridica vorul în cap. Zic eu, până acum, cred că am fost în concediu. N-am fost în misiune. Zic, aici chiar se face misiune. Și tânărul ăsta din Vicov, ce s-a întâmplat? Ei acum se roagă foarte mult. Postez, se roagă foarte mult. Chiar sora Sanelii, soția lui Ovidiu, a postit 100 de zile necurmate. 100 de zile necurmate. Femeia aia, numai rugăciune, când se roagă, o auzeam că se roagă în limbi, mi se ridica vorul în cap, zic, prinde de Duhul Sfânt. Acolo, fără rugăciune, nu le zici. Nu le zici. Eu, în taberele alea unde am fost, am băut apă fiartă, nu vă spun ce am mâncat, greu a fost acolo. Chiar ăștia care aveți burs mare, vă recomand să veniți acolo. Vă recomand, că eu în 10 zile am sunt 5 chile. Am băut apă aia, mi-era dor după o gură de apă rece. Ai, foarte greu. Dar tânărul ăsta zice așa. Ce s-a întâmplat? Obosit după lucru, tinerii s-au dus la rugăciune, el nu s-a dus. S-a dus în cameră să se odinească. Fiind obosit, și-a lăsat piciorul lângă pat. Și-a început să-l bănângă. Neștiind că sub patul lui e o cobră. A fost ușa puțin deschisă, colțul acolo nu a fost bine închis. Și-a uitat cobra și direct sub patul lui. Cobra, când a văzut piciorul lui fratele Adrian, că bănângă, ha, l-a înțăpat. L-a mușcat. El a pus mâna, a crezut că l-a înțăpat un scorpion. A fugit repede la fras. Zice el, cred că m-a înțăpat un scorpion. Când s-a uitat frații, zice, ai două înțepături una în gata, nu-i scorpion. Și ei se ruga și spunea, să nu fie Black Mamba, să nu fie Black Mamba. Au fugit toți pe cameră și au găsit cobra sub pat, au omorât-o. L-au băgat în mașină, aveau timp foarte scurt ca să-i facă vaccinul. Fugit cu mașina, spunea numai, toți tinerii au uitat la rugăciune. Pruncul este în viață. Că este cel ce dă viață și cel ce ascultă rugăciunea. A stat o lună jumătate în spital, a tras foarte greu cu piciorul ăla, tânărul ăsta, dar știi ce a spus când a plecat? Mi-a vorbit Domnul prin sute de predici, dar nu mi-a vorbit cum mi-a vorbit prin cobra asta. Ce ați înțeles din asta? Că venim în biserică și ne predică câte unul și pe aici trece cuvântul și nimic la inimă. Dar a vorbit Domnul prin cobra asta și a fost cercetat foarte tare. Și-a zis că am învățat ceva, să mă rog, când sunt frații mei la rugăciune, să nu-mi lipsesc. Că ei erau la rugăciune și le eram pat. Vedeți? Noi lipsim și ne mușcă șarpele, telecomanda, de pe televizor, hai să vedem ce mai este. Și uite, la adunare ne doar ăia care cred că El mai există. Care cred că El mai lucrează și astăzi. Și face să ne și minori.
poate să le facă și în seara aceasta? Amin. Poate să lucreze și în seara aceasta? Amin. Am să vă zic două mărturii și cred că suficiente din câmpul de misiune, mai sunt și altele. Una din ele, din Chicago, s-a făcut o familie de baptiști membri. Mi-a spus un frate David Puiu, zice, ăștia aseară când noi am început să facem membri, au venit o familie de baptiști și au spus că ei din cauza ta s-au făcut membri. Păi zic, cum din cauza mea? Păi zice, în urmă cu 5 ani, tu ai fără ei acasă, avea un băiețel mut, nu vorbea, te-ai rugat și Domnul a vorbit și a spus că vine vremea când îi deschide gura, dar va fi mai târziu, dar nu te fac pe vremea. Și zice, acum copilul are 10 ani și vorbește. Ne-au zis părinții, m-am trăit cu ei la noaptea aceea și m-au zis cum s-a întâmplat, Domnul s-a atins de gura copilului și copilul acum vorbește. Pentru că e puternic, el și lumează. A doua, tot cu copil, vă zic cu gura de un copil, o soră din Spokane, Washington, se numește Violina, mi-a zis de familia ei, familia se numește Puiu, nume de familie. Mi-a zis, auzi Puiu, știa că mă duc în Ucraina. Mă spun, sunt locul unde trebuie să ajungem neapărat, locul unde e sărăcie, Republica Moldova, Ucraina, Africa. Adevărat că avem și noi România, Africa noastră, Orfenia și Vaslui, zona aceea, Buzău și alte locuri, dar să nu uităm că cine lucră pentru Hristos, Hristos se va răsplăti. Să nu uitați, bănuțul dumneavoastră poate ajuta în Namibia, oamenii chiar fac o lucrare acolo deosebită, pot să facă și un radio, au nevoie de fonduri, dar sunt oameni care Dumnezeu le poate mișca inimile. Să vi le miște și dumneavoastră. Să vă îndreptați privirea spre oamenii necăjiți, sărmani, care chiar au nevoie să facă, să trăiască și măcar o parte din ceea ce trăiți dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și care vă deschideți mâinile spre ei, să vă deschidă Domnul cerul și pâinea să nu vi se pune din casă. Amin? Acum, omul ăsta îmi zice, Puiu, te duci în Ucraina, este un nepot de-a meu, e căsătorit, are un an de când e căsătorit, iar soția lui, ortodoxă, o dat naștere la o fetiță. Zice, s-a născut, a fost complicație la naștere și lichidul din uter o intrat în plământ la fetiță și în creier. Era plin creierul și plămânii de lichidul din uter. Zice, medicii nu știu ce-au făcut la naștere și de 6 săptămâni fata nu mișcă deloc, ca moartă. Are tuburi în plămâni, în cap și medicii au spus și dacă iasă lichidul, fetița va rămâne o legumă. Nu a mișcat nimic datorită la ce s-a întâmplat. Erau distruși amândoi. Au venit la rugăciune la un frate Cucu acolo în Cernăuț. La rugăciune eram cu soția mea și cu câțiva frați din Deva. Și ne-a rugat. Domnul mi-a dat un cuvânt pentru ei și a zis Domnul așa. Dacă vă veți întoarce cu fața către mine, chiar astăzi veți vedea un semn că mâna mea e o mână tare. Care poate să lucreze. Am ajuns acasă după ceva zile, soția îmi zice, Puiu, pe telefon, ai o grămadă de apeluri de la Violina din America, deci trebuia. Am sunat-o și zic, Violina, spune, de ce mașina de atâtea ori? Păi sună, hai că pune nepotul meu din Ucraina să te sune. Că în ziua aceea, când Dumnezeu a vorbit, s-a întâmplat un miracol. Au ajuns la spital, cei doi tineri, când au ajuns la spital, au ieșit asistenta înainte. Zice, minune, nu mai curge nimic din plămâni și nici din creier, iar fetița a început să miște și mâine și picioare. Păi zic Violina, zi la băiat să mă sune repede că vreau să aud chestia asta. Și m-a sunat tânărul ăla, plângea și el și soția. Frate, nu știu unde stai, noi venim până la Unedoara, vrei să ne pocăim, să facem botezul neapărat, pentru că Domnul ne-a făcut bine ăsta. Și vrei să binecuvântezi și fetița, zic, nu puteți să veniți până la Unedoara, puteți să rămâneți acolo. Dar zic, spune ce s-a întâmplat. Fetița, zice, fetița acum este acasă, e plină de viață, n-a rămas cu nicio lesiune. Păi cine a putut să facă asta? El nu s-a schimbat. Este aceeași. Același din veșnicie în veșnicie. Hai să ne rugăm. Eu cred că sângele lui Iisus s-a atins de tot și este pusoară în adunare. Cred că dacă până în inima noastră până astăzi a fost cu noi, ni s-a făcut scârbă de ele, hotărâm ca de azi înainte să ne schimbăm cu adevărat, să fim niște pocăiți văzuți de Hristos cu adevărat, pocăiți, nu văzuți de oameni, fețe deja fățarnice, oameni care să fim doar de fațadă, pereți zugrăviți. Și de astăzi vom fi oameni transformați cu adevărat pentru Evanghelie. Amin. Amin? Amin. Deci, ne rugăm pentru cauză, dacă aveți situații de boală, pentru care vreți să ne rugăm, vă rugăm frumos să le aduceți cu numele, nu vreau să știu cauza, doar numele, să înceapă surorile.